Bună ziua, dragilor, și vă găsesc la Altăriacul Profund Live, din nou la treabă. Ștefania și Ramona sunt de poziție și gata să hotărâte să începem treaba, nu? Tema, nu mai zicem tema pentru a doua zi, ca să facem probleme din capul nostru, așa, probleme de cele mai frumoase. Și am să mă întorc la problema aceea frumoasă cu apartamentele, cu, nu știu, vă amintiți câte... Într-un bloc sunt apartamente de câte două camere și de câte patru camere. Hai să zicem. Deci, într-un probleme, hai să mă dăm așa, probleme. Pentru clasa A4. Într-un apartament, într-un bloc, sunt apartamente cu câte două și patru camere. Câte două și câte patru camere. În total, sunt 15 apartamente. Deci, 15 apartamente. În total. Cu două camere și cu patru camere. Iar numărul total de camere, da, numărul total de camere este egal cu câte să zic camere? A, camere. Ia să vedem câte camere poți să dai azi. Peste 30. Peste 30, că dacă sunt toate de câte două, 15 ori 2, fac 30, da? De la 30 încolo. Și maxim? Până la 60. 60, că din 4 ori câte 15 fac 60. Deci trebuie să ne gândim la număr de camere, un număr cuprins între, cât am spus, între 30 și până la 60 de camere. Deci acum știu, când formulez problema, că în condițiile în care ar fi toate camerele, toate apartamentele cu câte două camere, ar trebui să dau cel puțin 30. Dacă aș da 28, aș spune minciună. Nu? Nu ar fi posibil să spun că sunt 20 și câte de camere și la fel, 28 de camere. Nu e posibil. Ci măcar 30. Pot să zic 30 și atunci toate cele 15 apartamente sunt cu câte două camere. Pot să spun 32 de camere și am un apartament cu 4 și celelalte 14 cu 2. Și tot așa mă pot duce până la maxim 60, da? Când am dat 60, înseamnă că toate cele 15 apartamente sunt cu câte camere? Toate cele 15 apartamente cu sunt 4 camere. Cu 4 camere, da? Da. Deci hai să luăm așa, ca să înțelegem și mai bine problema. Deci dacă aș pune 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 camere. Apartamente. 15 apartamente și dacă măcar cu două camere trebuie să fie, și atunci dacă aș pune câte două la fiecare, sigur că aș consuma un număr minim de camere, ar trebui să fie 30. Că 15 odată și încă o dată 15, câte două, fac 30, da? 15 ori 2, 30. Și acum, în clipa în care vreau să formulez problema, trebuie să spun minim 30 de camere. Și de acum pot să formez foarte multe probleme. Cu 32 de camere, și adică încă două în plus să fac una pe apartamentul ăsta, l-am făcut cu 4 și sunt 14 cu 2 și una cu 4 pentru 32, pentru 34 de camere. Pentru 34 încă mai vin două și îl fac transform cu ăsta în apartament de câte camere, de 4 camere. Și așa mai departe, mă pot duce până la 60.
Întrebarea mea, câte probleme pot formula? Adică câte numere sunt din 2 în 2, de la 30 plecând până la 60? Câte probleme putem formula? A, iată o problemă frumoasă. Câte probleme putem formula în clipa asta? Câte probleme pot formula? Cea mai tare întrebare. Ce frumoasă este, nu? Ia să vedem. Câte probleme putem formula. Ștefania, ai răspuns? 15. Excelent. Dar cum te-ai gândit tu, Ștefania? Hai că asta mi se pare foarte tare. Tu ai numărat pe toate acolo, dar cum ai făcut? Că e foarte frumos. Păi am făcut 30, 32, 34, adică numere pare, da? 30, 32, 34. Dacă făceam cu numere impare, nu e așa. Nu e posibil, dar nu e posibil să fie un număr impare câtă vreme sunt 24, nu? Deci el a numărat 30. Eu cred că ai fost, nu vrei să ne spui adevărul. Ține minte ce. Nu vrea să ne spun adevărul, Ramona. Ea cred s-o gândit așa din observația care am făcut-o eu, că cu 30 de camere pot să le completez pe toate, astea cu câte două. Și când zic, deci odată o problemă este cu 30. A doua e 32, adică practic urmează acum să punem încă o cameră. Punem două camere și practic o facem pe asta cu 4. Și acum ai zis, câte cu 4 pot forma? Câte sunt cu 4? 15. 15. Câte ai spus tu că sunt? 15 probleme? Da. Mai dacă ne-ai păcălit. Acum îmi dau seama că s-ar putea să ne fi păcălit. E drept că sunt 15 în clipa în care zici de la 32. 32, 34, 36. Adică începi să faci cu 4 una, ai iarăși una cu 4 și mai departe. Sunt 15. E drept. Dar mai există una. Când la sfârșit, cât vei sfârși? Cu câte sfârși? Toate cu câte 4. Deci toate cu câte 4 sunt 15. Dar mai este una. Când le facem pe toate cu 2 și niciuna cu 4. Asta. Deci sunt în total 15 și cu una 16. A, era să mă păcălesc și eu. Da. Deci sunt 15, cum ai zis tu, bine, nu așa, dar și cea care, în care sunt toate câte două. Deci în total sunt 16. 16. Vedeți cât de frumos a mers? 16. Deci câte, sunt, câte probleme putem forma? 16 probleme. Eu v-am dat acasă să faceți 5. Dar voi acum știți că puteți face 16 probleme. Adică cu una mai mult decât numărul apartamentelor. Cu una mai mult. 15 sunt de format. Când pleci cu câte una, să faci cu 4, cu 4, cu 4 faci 15. Și cu una am pus că este vorba de situația când toate sunt de câte două camere. Da? Asta e șmecherea foarte tare. Problema frumoasă de toate. Așadar, zicem, cu 15 spunem. Așa, numărul camerelor e 30. Una, o problemă. 32, a doua problemă. 34, a doua problemă. A treia problemă. Și mai departe, da? Deci, zicem, putem formula 16 probleme. Da? Putem formula 16 probleme. 1. Prima problemă. 15 apartamente și 30 camere. A doua problemă. Tot timpul 15 apartamente păstrăm și 32 camere. A treia problemă. 15 apartamente
și 34 camere. Aici, aici toate sunt câte două, da? Toate sunt câte două. Aici câte apartamente am cu două în problema asta? Când zic 32 de camere. 14 cu 2 și una cu 4. 14 cu 2, deci răspunsul ar fi. Răspunsul. 14 cu 2 și una cu 4 camere. Dar răspunsul de aici. Răspunsul de aici cât ar fi? 13 cu 2. Asta e, că scade câte una. Scade câte una din cele care le-au cu două și o transformăm în cine? O transformăm în apartamente de câte patru, nu? Da. Așa. Deci 13 cu 2 și cât aici? 2 cu 4. Da? 2 cu 4. Când o altă problemă. 4. 15 tot așa apartamente și 36 camere. Răspunsul aici va fi câte cu 2? 12 cu 2 și 3 cu 4. 12 cu 2, 12 cu 2 și 3 cu 4. Da? A cincea problemă care putem formula. Tot cu 15 apartamente și 38 camere. Adică au mai crescut cu două camere. Deci una de două s-a transformat în patru. În condițiile astea, înseamnă că numărul de lor de 12 a scăzut cu una. Deci răspunsul ar fi 11 cu 2 și 4 cu 4. Și să mai departe continuăm până la 16-a problemă. La 16-a problemă se întâmplă ca să avem 15 apartamente. Și câte camere se pun acum? Ultima problemă. 60 de camere. 60 de camere. Camere. Da? Atunci răspunsul ar fi 0 cu 2 camere, deci 0 apartamente cu 2 camere și toate 15 apartamente cu 4 camere. Da? Asta, atâtea probleme putea face. Deci, practic, eu v-am întrebat câte numere sunt din 2 în 2. Că asta v-am întrebat că câte numere sunt de la 30 la 60 din 2 în 2? De la 30 la 60 din 2 în 2. Și răspunsul vostru a fost că sunt câte numere din 2 în 2, pare, sunt aici. A spus foarte bine 16. De fapt, să scade din 60 pe 30. Cât face din 60 la scădem pe 30 și face 30. Împărțim la 2, că sar din 2 în 2. Da? Cu 15. Și fac 15 și luăm și 1 capătul. 15 și 1, 16. Deci, cum să... Câte numere sunt din 2 în 2, de la 30 la 60? Răspunsul. Sunt 16 numere. Când scădem din 60 pe 30, și fac 30, împărțim la 2, pentru că nu se iau toate numele, se sare unul, da, și unul ban, din 2 în 2. Împărțim la 2 și fac 15, și luăm și pe un capăt, și atunci cu 1 se mărește în plus și face 16 numere. Întrebarea este, câte numere sunt din 2 în 2 de la 28 până la 84? Deci câte numere din 2 în 2 câte numere din 2 în 2 sunt de la 28 la 84, inclusiv 28 și 84. Da? Inclusiv 28 și 84. Câte numere pare? Cu alte cuvinte, de la 28 la 4, de la 28 la 84 sunt în acest interval. Câte numere din 2 în 2 sunt de la 28 la 84.
inclusiv 28, inclusiv 84. Deci ar fi 28, 30, 32, 34, 36, dar e greu să le numărăm. Facem 84 minus 28. Ai, cum ar făcut aici 60 minus 30. Deci 84, ia să vedem, 84 minus 28. 8 din 14, cât vine? 6. 2 din 7, 5. Deci 56. Și îl împărțim la 2. Ai zis foarte bine. Și face 2 în 5 de 2 ori. 2 în 16 de 8 ori. Și în momentul ăsta îmi indică 28. Dar fiindcă se iau și capetele, e cu 1 plus, nu? 28 plus 1, 29. Deci sunt 29 de numere pare în intervalul 28-84. Da? La întrebare sunt 28. Cum am făcut, Ștefania? Din 84... 84 minus 28 și ne-a dat 56 și pe 56 l-am împărțit la 2 și ne-a dat 28. Dar noi mai trebuie să adunăm cu 1 și ne dau 29 de numere pare. Asta e. Deci, o șmecherie foarte bine, foarte tare, da? Așadar, chestia asta ne ajută să știm numărul de probleme care le poți face, nu? Plecând cu un număr de apartamente. Hai să propui tu acum o problemă. Deci plecăm cu un număr de apartamente, câte vrei tu? 15. A fost 15, lăsăm alt număr. 17. 17 apartamente, foarte bine. Deci 17 apartamente. Cu câte două camere și câte 4 camere. Da? Și în total sunt... Așa, numărul camerelor, 30. Atenție și numărăm dai. 32. Deci, minimum trebuie să fie cât? 34. 34. Când 17 ori 2. A. Da? Ori 2. Cum a fost 15 ori 2, 30, acum 17 ori 2. 34. Deci, numere, trebuie să pleci de la minim 34 de camere și până unde să te poți duce? Maxim. La 60. Zi, 60 și... 1. Nu 61, 60 și... Ca și cum s-ar dubla asta. Când la 30 am dublat, 60, nu? 34 dublat de 2 ori 34, 68. Da? La 68. Da. Deci, practic, acum poți formula multe probleme, dar să ții minte că n-ai voie decât cu numere cuprinse între 64 și 68. În total vei face, cred că, câte? 17 și cu 1, 18 probleme. Deci de la 34 la 68, din 2 în 2, din 2 în 2 cu numărul 2, sunt 18 situații. Așadar, dă una din ele. 36. Deci 36 de camere, da? 17 apartamente și 36 camere. Poți să dai răspunsul pentru 17 apartamente și 36 camere? Poți să dai răspunsul repede, să spui câte sunt de 2 și câte sunt de 4. Cu 2 sunt...
dacă ai fi dat 34, ce s-ar fi întâmplat? Toate ar fi fost de câte? Toate 17 au fost de două camere, da? Dacă ai fi dat 34. Fiindcă ai dat 36, înseamnă că o singură apartament l-ai făcut cu 4 camere, da? Și atunci dacă o singură cameră este cu 4, înseamnă că celelalte 16 sunt de 2. Da? Deci răspunsul ar fi 16 cu 2 camere, da? 16 cu 2 camere și una cameră, un apartament, unul cu 4 camere. Și dacă vrei să facem proba, 16 ori 2 fac 32 și 1 ori 4, 4, 32 și 4 fac 36. Da. Deci verifică foarte bine. Faceam răzutătele. Ștefan, Ramona, te rog. Tot cu 17 apartamente, formulează și tu o problemă. 17 apartamente. Da. Și 54 de camere. 54 de camere. Camere. Bun. Și aici să vedem ce răspuns dăm. Na. Acum. Nu mai sunt 17 cu 2. S-au micșorat mult. Cum facem noi aici? Sunt... Tare. Ea a fost, cum să, tu ai fost mai atent aici, n-ai dat. Ne-ai sărit repede la 34, ai sărit la 36 ușor, ca să faci un singur apartament, dar i-au sărit peste mai multe și de 54, are voie. Până la 68 poți să dea. Aici e problema. Ramona, ce ne-ai făcut? Ai dat așa repede o problemă frumoasă. Și ne-ai pus în încurcătură. Ștefane, o facem? Eu zic că o facem. În mod sigur, cum să se zicem noi? Presupunem că toate ar fi fost cu două. Toate 17 ar fi fost cu două. Da. Adică, facem 17. Și ori 2 s-ar fi consumat 34 de... Da? 17. 17 ori 2. Deci așa raționăm. 17 ori 2 egal cu 34 camere dacă, să scrim în cuvinte, dacă toate ar fi cu 2 camere. Dacă toate cele 17 apartamente ar fi cu 2 camere. Da. Și acum vedem câte camere sunt în plus. 54 minus 34. Foarte bine. 54 minus 34 și este egal cu 54 minus 34. 20. Deci avem 20 de camere la dispoziție. Ce facem acolo astea 20? Fiindcă câte două trebuie să adăugăm, împărțim 20 la 2. La 2. Da? Ca să adăug câte două. Deci 20. 20 împărțit la 2. Când noi punem câte 2. Să vedem câte camere vor fi cu câte 4. 20 împărțit la 2 fac 10. Da. Și 10 ăsta indică numărul camerelor de 4. De 4. Da? Numărul camerelor de 4. Camere de 4. Deci, nu camere, apartamente. Apartamente cu 4 camere. Păi dacă le-am știut, le-am aflat cu cele cu 4, câte vor fi cu 2? Facem 17. Sigur că da. 17 minus 10 egal cu 7. 7. Și astea sunt apartamente cu 2 camere. Ramona, ești mulțumită? Da. Deci 10 sunt cu 4 și 7 sunt cu 2. Dacă facem proba, mergem. 10 ori 4, 40.
7 ori 4, 28. Nu? Deci 28. Dar nu-i bine atunci. Am greșit undeva? Unde am greșit oare? De 10 ori 4? 40. 40. Și 7 ori 2, mă, 7 ori 2, nu 7 ori 4. Că cele 7 au câte 2. 7 ori 2, 14. Și cu 40, 54. Excelent. Ți-am dat răspunsul bun. Verifică. Acum, Ștefania, de tot o problemă să dăm dacă poate face. Deci tot cu 17 apartamente. Deci 17 apartamente. Și camere fixează tu. 42 camere. Să văd răspunsul. Ne luăm după cum am gândit data trecută, da? Ramona, ești gata? Da. Singura Ramona, cum? Facem 17 ori 2 și ne dă 34. 17 înmulțit cu 2 și egal cu 34. De parcă ar fi toate cu câte 2. Apoi facem 42 minus 34. 42 minus 34. Și ne dă 8. 8. Îl împărțim pe 8 la 2. Așa, că dăm câte 2, câte 2. Deci 8 împărțit la 2 și egal am aflat câte apartamente egal cu 4, da. Și am aflat câte apartamente sunt cu 4 camere. Deci astea 4 reprezintă numărul apartamentelor cu 4 camere, da? Da. Deci cu 4 camere. Iar ca să vedem pe cele cu 2, facem 17 minus 4. 17 minus 4. Și ne dă 13. 13 cu 2 camere. Gata, sprinși vecheria. Deci, când vă dă problema cineva, știți acum să jonglați foarte repede. Deci, mergem ca și cum ar fi toate cu 2 camere. Vedem câte am consumat. Vedem diferența. Și împărțim la 2 pentru că de la 2 până la 4 camere trebuie să pui câte 2, câte 2 la fiecare apartament. Și în felul ăsta împărțim la 2, ai aflat numărul apartamentului cu câte 4 camere. Și diferența până la numărul total reprezintă camerele celelalte. Foarte frumos. Așadar, acasă faceți câte 7 probleme, deci compuneți 7 probleme. Cu numărul total de apartamente 23. Deci numărul total de apartamente 23. Și
știți bine la câte camere începeți, până la câte camere și așa, și dați la întâmplare un număr de camere total cuprins între cele două numere. Da? Bun. Am înțeles problema asta, nu o să mă uităm niciodată. Da? O să mă uităm, că este foarte frumos. Așa putem face cu triciclete și cu biciclete, nu? După modelul ăsta, am făcut asta, revedem și acolo. Da, face și 5 probleme. Încă 5 probleme. Cu formularea asta. Într-o parcare sunt în total 17 biciclete și triciclete. Și formulați voi 5 probleme, 17 a spus, biciclete și triciclete. Formulați 5 probleme în care să fixați numărul de roți. Da? Numărul de roți. Aici se pot da și numere impare? Dacă e bicicletă și tricicletă? Da. Da. Pentru că tricicletele au 3 roți și e număr impar. Așa. Deci se pot da și probleme în care fixăm numărul roților egal un număr impar. Din intervalul respectiv. Da? Deci asta rămâne iarăși o problemă cu care să vă jucați. Bunicul pleacă la piață, da? Cu un coș de mere să le vândă. Bunicul pleacă la piață cu un coș de mere. Vinde în prima parte a zilei 3 pătrimi. 3 pătrimi din toată cantitatea. Iar în partea a doua a zilei, adică după amiază, jumătate din rest. Seara se duce acasă cu 2 kg. Nu le-am vândut pe toate. Asta a fost pe cazul lui. Câte kilograme de mere a avut bunicul? În coș, când a plecat la piață. Un coș, un sac, ce-o fi avut el acolo, câte ori fost de multe. Deci, în prima zi, în prima parte a zilei, până dimineață, prima parte a zilei, deci dimineață, până la prânz, vinde 3 pătrimi din merele toate. Și după amiază, vinde jumătate din câte au mai rămas, după ce au văzut 3 pătrimi. Seara ajunge cu 2 kg. Să încercăm cu Ștefania, să încercăm cu segmente, că mi-mi place că segmente așa nu mă descurc. Deci nu închipuim că bunicul a avut atâtea mere. Uite așa. Da?
kilograme toate, printr-un segment îl remarcă, îl punctă. Și fiindcă vorbim de pătrimi, zice că trei pătrimi au vândut în prima parte, înseamnă că împărțim în segmentul în patru, vorbim de pătrime. Deci când auzi, când la urechea ta ajunge pătrime, împărțim la patru. Dacă spune trei șeptimi, am împărțit la șapte. Dacă am spune două optimi, am împărțit la opt. Deci imediat la urechea ta ajung aceste informații. Trei, cât am zis, trei pătrimi. Deci împărțim întregul în două. O dată în două și încă o dată în două fiecare, ca să fie în patru. Da. Bun. Dimineața, cât au văzut? Trei pe patru. Trei pe trei. Una, două, trei. Deci dimineața, dimineața au văzut atât. Da? Dimineața. Da. Dimineața. Trei pe trei. Cât eu mai rămas? Hai să-ți recunoaștem. Cât eu mai rămas de vândut după amiază? Unul pe doi din rest. Nu, nu. După amiază mai rămas o pătrimi. Da. Că trei pătrimi m-au vândut. Ăsta e restul. Rest. Da? Restul. Care mi-a rămas. Și ce face la restul ăsta? Vinde din rest jumătate. Da. Deci jumătate vinde. Acum e tare problema. Jumătate. Atâta mai din el. Și cât îi mai rămâne? Atât îi mai rămâne. Cât îi spune cât mai rămâne? 2 kg seara. Asta îi rămâne. Înseamnă că bucățica asta are 2 kg, iar asta cât are? Tot 2 kg, că jumătate, da? 2. Înseamnă cât are sfertul așa? 4 kg. Și în total câte astfel de segmente sunt? Una, două, trei, patru. Nu? Deci da. Patru ăsta, ăsta iar 4 kg, iar 4 kg. Deci de 4 ori câte 4, înseamnă 16 kg. Deci bunicul a avut dimineață 16 kg. Deci toată poanta, toată poanta este să sesizăm că pătrimea e compusă. Am spus că în două, adică da. Jumătate din rest. Dar noi știm ce înseamnă restul. Înseamnă pătrimea aceea. Da. Și o jumătate înseamnă că jumătate a rămas și atunci, dacă a rămas jumătate, înseamnă că acea jumătate e de 2 kg, care s-a dus acasă, că așa zice problema. Și atunci, partea care a vândut-o e tot de 2 kg, în total 4 kg. Și totul merge foarte bine. Cum redactăm? Ce scriem? Eu aș zice așa. Dacă a vândut trei pătrimi, dacă a vândut trei pătrimi, rezultă, dacă a vândut trei pătrimi dimineață, rezultă că i-a rămas o pătrime. Da? I-a rămas o pătrime pentru după amiază. Deci i-a rămas o pătrime. Și dacă i-a rămas o pătrime, și a vândut jumătate, înseamnă că pătrimea aceea o împărțim în două, nu? Și vinde, cum spune problema, jumătate din pătrime. Și atunci jumătatea pătrimii rămâne. Deci rezultă că jumătate din pătrime e egal cu 2 kg. Deci 1 pe 2 din 1 pe 4 egal cu 2 kg. Da? 1 pe 2 din 1 pe 4 din pătrimi egal cu 2 kg. Asta înseamnă că 1 pe 4 din toată cantitatea din
cantitatea care a venit din toată cantitatea, cantitatea egal cu cât? Cu 4 kg. Deci o pătrimi 4 kg. Și atunci, dacă o pătrimi e 4 kg, tot întregul înseamnă de 4 ori câte 4. Deci cantitatea totală înseamnă câte 4 ori 4, da? 4 ori 4 egal cu 16 kg. Asta redactare și în cuvinte, dar matematic. Matematic, zice așa, notăm cu X cantitatea pe care a avut-o dimineață, da? Deci X cantitatea pe care a avut-o. Da? Notăm cu X cantitatea pe care a avut-o dimineață. Și atunci cât îi rămâne? O pătrimi din X, nu? X pe 4 îi rămâne. Deci, 3 pe 4 X vinde dimineață. Îi rămâne 1 pe 4. 1 pe 4 X, restul. Da? Rest pentru după amiază. Deci, 1 pe 4, dacă 3 pătrimi din X-ul vândut, rămâne 1 pe 4 din X. Și vinde jumătate, adică 1 pe... Dacă 1 pe 4 dăm în 2, ca și cum ar vine o obține. Că dacă fiecare o dăm în 2, în 2, în 2, înseamnă că el a vândut o obține. A 8-a parte din tot X-ul. Da? Deci, o optime din X vinde. O optime, restul este aici, o optime vinde după amiază. Și cât îi rămâne? O optime rămâne. 1 pe 8 din X rămâne. Și cât este egal 1 pe 8 din X? O optime din X egal cu 2, da? Și atunci 1 pe 8 din X egal cu 2. Și de unde rezultă că X va fi egal cu 8 ori 2. Dacă optimea este 2, X-ul înseamnă 8 ori 2. X egal cu 8 ori 2 și egal cu 16. O altă idee foarte clară, nu? Deci dacă a vândut jumătate, e clar că o optime a vândut. Fiecare e împărțit în două și aici e problema frumoasă. Mai facem una. Robert primește o sumă de bani de la mama. Da, o sumă de bani, nu știu. Cheltuie 3 șeptimi pe diverse lucruri. 3 șeptimi pe diverse lucruri. Cât îi mai rămân? Câte șeptimi mai rămân? 4 șeptimi. Că el a cheltuit 4 șeptimi. Acum, jumătate din câte a rămas, împrumută un prieten. Jumătate din câte a rămas, împrumută un prieten. Și ajunge acasă cu 20 de lei. Ajunge acasă cu 20 de lei. Care este suma pe care i-a dat-o mama?
care este suma pe care i-a dat-o mama. Deci Robert primește o sumă de bani. 3 șeptini cheltuie pe diverse lucruri. Iar jumătate împrumută un prieten. Jumătate din rest. Și ajunge acasă cu 20 de lei. Ce sumă a primit Robert? Ce sumă a primit Robert? Ramona, la aceeași problemă gândește-te într-un alt context. Dacă tu ai făcut-o, o să vedem dată, să discutăm. Dar gândește și la situația în care Robert împrumută cu o optime pe prieten. Deci cu o optime împrumută cu pe prieten și se întoarce cu optime din cine? Optime din rest. Și se întoarce. Ia să vedem noi. Să zic, cu 70 de lei. Deci împrumută o optime și se face cu 70 de lei. Ce sumă a primit? Ștefane, hai să gândim împreună problema, da? De ce spune problema? Spune-mi încă o dată. Robert primește o sumă de bani. Cheltuie 3 pe 7. Stop. Deci o sumă de bani nu știi. Da? Deci, primește o sumă de bani, am să o reprezint aici, cu scapă tabla, și cheltuie 3 șeptini. Faptul că cheltuie 3 șeptini, ce spune imediat problema? Împărțim în 7. Foarte bine. Asta, împărțim în 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Deci cheltuie 3 șeptini. Hai să deasupra notăm. 3 șeptini din X. Ai cheltuit. Câte a mai rămas? 4. 4 șeptini. Da. Și ce spune? Jumătate din adică din cele 7 șeptimi, din cele 4 șeptimi, din cele 4 jumătate, adică câte șeptimi dă?
dacă jumătate din 4. Din cele 4 șeptimi jumătate, 2 șeptimi. Deci 2 șeptimi împrumută prietenul. Deci prietenul cu 2 șeptimi. 2 șeptimi. Câte a mai rămas lui? Câte șeptimi a mai rămas? Ajunge cu acasă cu 20 de lei. Da, 20 de lei reprezintă exact astea câte șeptimi? Da. Două șeptimi. Deci 20 de lei egal cu 2 șeptimi. Dar dacă 20 de lei sunt 2 șeptimi, o singură șeptimi cât este? 10 lei. Deci 10 lei este o singură șeptimi. Și atunci care e suma? Dacă ai aflat o șeptime, cum procedezi ca să afli suma toată? Putem să facem 10 ori 7, sigur, 7, 1, 2, 3, 4, 10 ori 7, 70 și termina problema. Nu, e foarte simplu. Deci, vezi cât de mult ne ajută reprezentarea pe segmente? Foarte ușor, foarte simplu. Deci, a fost o sumă în total de 7 șeptimi, 3 șeptimi cheltuie, 2 șeptimi de prietenul, îi mai rămân 2 șeptimi, care înseamnă 20 de lei, împărțit la 2, am aflat o șeptime și totul este perfect. Da? Le zicem acum. Practic, de unde începem? 10, 20, cum redactăm în toată povestea asta? Cum ai redactat tu? Am împărțit 20 la 2 și mi-a dat 10 și apoi am făcut 10 ori 7. Așa este, dar cât de cât matematic, zic, nu știm așa. Notăm cu X, notăm cu X suma. Și cât cheltuie? 3 șeptimi X cheltuie. Și 2 șeptimi împrumută un prieten, da? 2 șeptimi din X împrumută, da? Prietenul. Cât îi rămân? 2 șeptimi din X îi rămân. Da? Îi rămân 2 șeptimi. Și atunci, o șeptime și acești 2 șeptimi egal cu cât? Egal cu 2 șeptimi din X egal cu 23, da? Da. Și atunci rezultă că o șeptime din X, da? O șeptime din X este egală cu 10 lei. Și în total 7 ori 10, nu? 70. Deci acum zicem X va fi egal suma totală 7 ori 10 și egal cu 70 de lei. Cam așa aș redacta ca să fie cât de cât înțeleasă de învățător, da? Sau învățătoare. Ca să priceapă. Așa, dacă zicem 20 împărțit la 2 egal cu 10, 10 ori 7, 70, nu prea înțelege. Însă dacă vii și cu segmente așa, faci desenul și spui 3 șeptimi cheltuit, 2 șeptimi prietenul, 2 șeptimi rămas, care înseamnă egal cu 20. Și acum, dacă spui 20 împărțit la 2 egal 10 o șeptime, și atunci spui 10 ori 7, 70, problema este ușor, bine redactată. Că tu trebuie să scrii pe caietel încât să înțeleagă cel care citește cum ai gândit tu problema. Da? Asta trebuie să înțelegi. Ia să vedem o altă problemă. Aceea care ți-am dat-o ție. M-a interesat să văd cum ai gândit. Dar citește-o încă o dată că m-am uitat-o. Eu am uitat-o de când am dat-o. Cum spune? Că a cheltuit 3 pe 7 pe diverse lucruri. Stop, nu, un pic.